neanul de nu vine italianul. Aplauze pentru Fulvio Balboni. Fii-mă om. Sunt. Bună seara. Bună seara. Asta e pentru tine, Delia. Poți să mă apropii? E pentru tine. Da, fericit. Așa, bine. Mi-a fost frică. Am crezut că mă bate cu floarea sau mă face ceva rău, jur. Asta e pentru tine, că data trecută ai fost singura care a dat un like. Pentru tine, bomboane. Mulțumesc. Să fie primit. Puteți să le mâncați liniștite, nu e cu cenură, că la farmacie zici că trebuie rețetă. Și la prezentator nimic. Băi, iarăși pe aici și n-a dat nimic. Ue. Vreți să-i acolo? Da, bravo, mă, nu ne mai place, mă. Mă duc acolo să mor. Stați că nu ajung, aveți răbdare. Voi nu-l arunc, ți-l dau cu cel mai mare plăcere, că e un copilaș foarte drăguț. Mulțumesc. Ma. Toată lumea vine cu șpagă la umor. Noi bărbați suntem proști. Problema, avem doi neuroni în cap, știe toată lume, dar nu știe că asta doi neuroni nu se înțeleg între ei. Ăsta doi neuroni, cred că de dimineață se întâlnesc pe hol, pe undeva. Unul merge cu unul, mai un ceva în cap. Celălalt, steua. N-ai cum să te înțelegi între ei, știi? Și noi avem o problemă. Noi bărbat ne place să ne bășim. De Crăciun zice soția mea, băi, du-te la nașu și-i aduc șarmale. Mă duc la nașu și-i aduc șarmale, stau la etajul 8 și două ore m-a arătat cu televizorul, cărți, tot așa. Și ție-ți vine ăsta, dar nu poți să te bășești acasă la nașu, știi? E totul nașul tău. Când ajung în lift, zic, mama, acum o dau una. Tu, ca bărbat, știi cum e o bășină? E ăla care face zgomot, că nu prea pute. E ăla care se cheamă Rodica, știi? Dar ăla care nu face zgomot, e ăla care pute, care se cheamă Florina. Cum sunt în lift, mama o dau, dar dau una din ăla, știi? Ăla... Dar este atât de prost că imediat te gândești, și dacă ajung la parter, e unul care așteptă liftul. Băi, zic, dar încolo nu mă cunoște nimeni, chiar acum vrei să se întâmple ceva? Ajung la parter, deschid ușa, ședință de bloc. Și că tot bărbați, eu ajung acasă seara pe la 5. Și soția mea ajunge acasă mai târziu, pe la 9:30, se duce la shopping, știi? Și noi bărbați nu mâncăm singur. Ne place să mâncăm împreună, corect, Delia? O familie mănâncă împreună. Mâncăm împreună, să flatulăm împreună. Exact. Tot împreună. Sunt moartă de obosită și eu sunt mort de foame. Te aștept de la 5. Și mie mi-e foame. Am trecut în fața la o rotiserie. Erau niște pui la rotijor, mi s-a făcut o poftă. Dacă intrai în rotiseria aia și-l cumpărai un pui, acum îl mâncam. E, nu m-am gândit. Te duci tu? Papuci, pantalon scurt, telecomandă, ești îmbrăcată, du-te tu. Iubi, dacă te duci tu, îți dau o mașină mea, așa îmi bagi benzină. Ar fi un premiu, știi? Băi, zic, uite, e deja 9:30, hipermarket închide la 10. Se știi că Bercen deschide la 12. Ba, program roș. Ați fost vreodată la 10 seri în... Nu e nimeni. Sunt numai bărbat, proști ca mine, ca ăla ce le-au trimis de la soțiile noastre, care te plimbă acolo de obicei cu un carucior cu o rotiță care nu merge și tu mergi în hipermarket ca un handicapat, știi? Mă duc la raion, vezi ultimul pui la rotijor. Zic, mama, se vede că am mâncat când eram mic. Zic, iau eu ultimul pui. Ăla mă îmbaleze puiul, intri în vorbă, zic, cum merge? Zice, bine, cu tine 6 fraiere în seara asta. Îmi iau pui și te duci la casă. Când ești la rând, cine e căsătorit mă înțelege. Numai acolo, când ești la rând, îți sună telefonul. Tu știi deja că e soția ta care a uitat ceva și te întreba dacă încă ești la rând sau ai plecat. Dacă îi zici că ești la rând, ai belit. Deja când a sunat telefonul, vă jur, ăla în fața la mine a făcut... Vine să-i dai una după ceafă, știi?
Și el mai în față, e al tău. Nu, e al lui prostul ăsta. Și amândoi se uită la tine. Hai să vedem de unde scoat cămașa acum. Zic, băi, fraierilor, învățat aici 11 ani de căsătorie. Acum răspund la telefon și zic cu soția mea că sunt în parcare. No, îi zic că sunt la semafor. No, îi zic că sunt în fața blocului. Alo? Ai plecat? Tindu! Vă informăm că la săptămâna asta avem carnaz de porc în oferta la 12 lei și nu! Ce-i zic cu soția mea, că sunt în fața blocului? Nu! Sunt încă aici! Ui, ce noroc! Cumpra Lenor! N-ar fi o problemă să cumpri Lenor, dar care Lenor? Te duci acolo, e 70 de feluri de Lenor. Dar știi tu ce miros vrea soția ta? Mușățel, levensică, flor de munte, aveți grijă că la hipermarket sunt babele mirositoare. Sunt baba che vede che è coccolino delle vensica, dar n'are incredere, desface capaco. In auntro e numai chimicale, istantaneo s'ha uscata la naspa in de sta baba l'ho uscata, della Lenor, vo spun io. Și după ce face, nu mai închide borcanul, știi? Dar tu îl iei și ți-l pui în cărucior. Când te duci la casa, caserisa știe că e baba mirositoare. Și din experiență, îl iei așa, pip. Dar tu ai pungi în mână. Îl iei așa, pip. În punga, cu puiu. Să-mi bag piciorile. Era ultimul pui unde mă duc acum să-mi iau un alt pui la 10 seara. Mă zic, mă duc acasă, îl spăl și-l mâncăm. M-am dus acasă, soția mea punea masă, eu m-am pus în duș, l-am spălat, l-am bagat în microunde și noi l-am mâncat. Dar nu mai era așa crocant, era cam pufos, știi? Dar după m-am dat de gol, am băut o bere, aveam o spumă albastră aici. Zice soția mea, apropo, ai cumpărat Lenor, îl și mâncăm, măcar tași din gură. Eu am fost Fulvio, dacă e destul... Catio! Bravo, ce limbaj are! Limbarizio! De la noi de aici! Ai văzut că n-a uitat Bendac, ai zis că vroiai Joe Pesci, t-am adus Al Pacino. Exact, da, asta vreau să spun. Și că muzică de intrare. Exact. Vezi că eu ascult sfaturii tăi. Păreți un om rău. Exact, par un om rău. Când ați intrat, ați intrat cu atitudinea aia. E, stai că râdeți voi anul ăsta, f***i gura, măti. Cum a întrebat dacă vreau floarea, că m-am și speriat. Cum a întrebat ea? Pot o chestie de a floare. O floare. Delea, ți-am lăsat o floare. Ți-am lăsat o floare. Pot o chestie dat-o. Mersi. Italiano, che farfale, pizza. Vorbește tare. Eu n-am știut dacă s-a știut. No, ți l-am dat, nu l-am aruncat. Felul în care i-a dat floarea mi-a plăcut, mi s-a părut că s-a potrivit cu intrarea, cu tricoul, cu tema din Godfather, cu tot. Deci a fost o intrare foarte bună. Cred că ar trebui, odată, în viața dumneavoastră, să folosiți textul cuiva. Sau să vă scrie cineva un text. Este părerea mea. Nu am niciun fel de problemă să râd despre Bășin. Pe mine mă enervează. Tu nu te bășești, nu despre asta e vorba. Mi se pare că glumele despre Bășin sunt niște glume tâmpite. Nu este un subiect care, nu știu, să parcurgă ani lumină. Sunt sătul. Nu. Dacă nu le tragi, e normal. Domnule Corseze, sunteți agresivi. Auzi cine vorbește, sunt agresiv. Tu vrei să bați concurenți? Eu n-am bătut niciun concurent până acum. Dar ai vrut. Ce contează intenția fără rezultat? E bine. Bășina este ceva comic. E imposibil să nu fie comică. Nu am o problemă cu nicio temă în comedie, oricât de îngrozitoare ar fi, oricât de religioasă ar fi și așa mai departe. Deci nu sunt bazat, domne, a trebuit să fie un umor. Deci finețea umorului o dă felul în care spui și discursul în sine. Nu mai trebuie să zic Bășină, trebuie să zic că e un râgăi care a luat liftul? Nu. Puteți să spuneți și Bășină și pârg. Oh,
știam când eram mic cele trei tipuri. Anafafus, farafaifus cu zmac și bum tiribabum cu strop la țintă. Vă apreciez talentul de povestitor, deci. De departe, cel mai tare povestitor de la Ai Umor. Ai că a fost mai bine decât data trecută. Bineînțeles. Păi, mersi. Zici de la tine. Dar a fost chiar sinceritate. A fost mai bine decât data trecută și de la mine. Păi, atunci, dacă am luat un like de la Delia de data trecută, de acum trebuie să-mi iau 3 de da. Mă, nu mă spar cu glumele, dar știam că nu o să spargă cu glumele, pentru că el, cred că așa e el construit. Dar are nevoie, exact ce spune Mihaiță, de cineva care să-i scrie. Păi vezi, una zice, alta faci. Hai, mersi, o seară plăcută.